Hei, bună! Bine ați revenit pe canalul meu de YouTube. Astăzi vreau să vă arăt ce se află în geanta mea atunci când călătoresc și, ca o mică paranteză, vreau să vă spun că atunci când călătoresc am cu mine două genți. Geanta mea de zi cu zi, geantă pe care o car peste tot și în care îmi țin portofelul, telefonul și ce mai am nevoie, un dezinfectant, una alta, și geanta de călătorie în care îmi pun toate lucrurile de care am nevoie pe drum, lucruri de care am nevoie să fie la îndemână, să fie lângă mine. Și pe aceasta o să vă arăt astăzi, din asta o să ne băgăm nasul. Este o geantă cu foarte, foarte multe buzunare, e o geantă de la Porter, este geanta perfectă pentru călătorii și am tot căutat geanta perfectă până când am găsit-o pe asta și îmi place la ea că are multe buzunare și pot să fiu așa ceva mai organizată. Uitați și în interior cum se prezintă, cam așa, multe compartimente, ai buzunare și... Stați puțin că nu mă descurc. Ai buzunare și aici, ai buzunare și pe partea cealaltă, aici sunt 6 buzunare, ai și buzunar pentru pix, stilou, creion, ce-ți trebuie, e perfectă pentru călătorii. În ultimul an doar pasta o iau și când plecăm pe avion și când plecăm în călătorii cu mașina, atunci când vine vorba de plecat de acasă, asta este geanta care nu-mi lipsește și dacă merg până la părinții mei la Văleni, tot pasta o iau și tot aici îmi țin lucrurile de care am nevoie. Și hai să văd unde o pun eu, uite, o las aici într-o parte, să mă organizez puțin, nu? Ca să ne putem desfășura în pace. Începem cu începutul și adică laptopul meu pe care îl pun în această husă pentru protecție. Zici că este o pernă pentru laptop și aici am doar laptopul, atât și nimic mai mult. Nu lipsește atunci când călătoresc și atunci când plec de acasă. Problema e că nu prea pot să lucrez când sunt în mașină pentru că am rău de mașină. Am mai încercat eu să editez poze pe drum și n-a fost o idee prea bună. Ce mai avem în compartimentul mare? Am și o carte, ultima carte de care m-am apucat. Aseară am citit, n-am citit foarte mult, uite că am aici un semn, am citit 20 de pagini, dar este o carte pe care voi mi-ați recomandat-o și pe care vreau să o citesc. Chiar și verișoara mea îmi spunea zilele trecute că este o carte minunată și o să fiu surprinsă la final. Sunt curioasă, o să stau în seara asta să citesc ceva mai mult din ea. Mai avem și agende, două la număr. Asta e agenda care de fel stă la mine în geanta mică și asta este o agendă pe care am primit-o cadou de la verișoara mea și aici îmi notez diferite planuri de călătorie una alta. Bine, scriu cam urât, dar mai nou, asta este agenda mea preferată și este cu Jules Verne. Ia uitați cât de faină e. Deci este o agendă veche. Îmi place mult. Și asta e doar o agendă mică. Are și un pix aici. E bună pentru geanta mică, vedeți? Și de fel aici îmi notez dacă îmi vine vreo idee pentru YouTube sau îmi fac planul tot așa pentru YouTube. Pot spune că e agenda mea de YouTube. Ok. Ce mai avem noi aici? Tableta Mirei. Tableta Mirei care a rămas fără baterie, trebuie să ne oprim să cumpărăm baterie și este o tabletă minunată pentru copii, uite are și un bețișor, un creion din acesta și o ajută foarte mult pentru a învăța japoneză, are hiragana, are katakana, are jocuri interactive. Este o tabletă de studiu, cum îi spun eu, și este tableta pe care Mira a primit-o cadou de la noi de ziua ei și o adoră, tot timpul se joacă pe ea, bineînțeles cu o limită. Ce mai avem noi aici? Memoria externă. Da, nu plec fără memoria externă, pentru că de fel atunci când îmi copiez pozele în calculator, în laptop, le copiez și aici ca să le am pentru orice eventualitate. Dacă vreodată am nevoie de spațiu în laptop, atunci știu că le am salvate și le pot șterge fără problemă din PC. Ok, și mai am aici, nu știu ce am aici, un fel de port fard în care țin diferite lucruri. Hai să vedem ce lucruri. Asta este o cremă pentru față cu protecție UV. Mai am o altă cremă hidratantă pentru față, care din câte țin eu minte e aproape goală. Asta mi-a picat în calendarul anu, mai am un pic în ea, dar voiam să testez, dar e goală, mai mult ca sigur, e semi-goală. Mi-a picat în calendarul advent pe care l-am primit cadou de la verișoarele mele și este o cremă pe care am folosit-o. Este o cremă de la un brand german, uite, crema asta este fabricată în Germania. Ia stați puțin să mă dau și cu cremă, dacă tot am pus-o aici.
un ulei pentru păr și corp. Uleiul ăsta îmi place la nebunie pentru mâini. Atunci când am mâinile foarte uscate, ceea ce se întâmplă destul de des în sezonul rece, e de ajuns să pun o picătură pe mâini și imediat sunt hidratate și mult mai catifelate. E o cremă bună pentru cremă, e un ulei bun pentru sezonul rece. Și să ne mai uităm, două rujuri. Avem așa un ruj de la MAC, e nude, un nude pink, a spune. E un ruj pe care eu îl folosesc aproape în fiecare zi. Și mai avem aici un ruj de la MAC, care este nude. Atunci când mă dau cu rujul ăsta, zici că nu mai am buze. Chiar este culoarea pielii și îmi place efectul de fără buze, mai ales în sezonul rece. Știu că sunt persoane și sunt fete care apelează la rujul roșu atunci când e mai frig afară. Eu apelez la rujul nude. Și mai am și canamicină. Canamicină pentru atunci când mi se umflă ochii. Am mai pățit-o și o pățesc atunci când încerc produse noi. Nu știu de ce am această sensibilitate la ochi. Și când am fost la farmacie, mi-au zis că doar canamicina mă poate ajuta și chiar m-a ajutat. Săptămâna trecută sau când am fost în ultima vacanță, când am ajuns în Alba Iulia, am avut ochii foarte umflați de la un creion pentru ochi, de la un tuș pentru ochi și canamicina m-a salvat. Nu o să mai plec fără ea. E mai bine să o am acolo decât să-mi pară rău. Am și o periuță de dinți. Ia uitați, periuță de dinți, pentru că se mai întâmplă să ui periuța de dinți acasă și e bine ca întotdeauna să ai o periuță de rezervă atunci când pleci. Eu nu știu de unde am periuța asta de dinți, dar ce credeți? Este o periuță de dinți din bambus. Cred că o am din Japonia, mai mult ca sigur o am din Japonia, nu scrie. Ba nu, am furat-o de la un hotel. Am furat-o de la hotelul din Alba Iulia, că tot ziceam din Alba Iulia, că mi-am adus aminte de unde o am. Nu e cumpărată din Japonia, dar este o periuță de dinți biodegradabilă și de aceea am și luat-o de acolo. Mai am aici și un pouch, care el de fapt este pentru monede, dar eu îl folosesc, ia uitați, pentru cardurile mele SD de poze. E bine să am ceva extra pentru că se întâmplă să rămânem fără atunci când călătorim și le țin aici. Astea sunt niște agrafe pe care le-a cumpărat Taiga și a zis să le țin mereu în geanta mea pentru că mai are nevoie pentru aparatele lui, pentru a desface una alta, nu știu exact la ce o să le folosească, dar sunt bune în geantă chiar și pentru mine. Atunci când părul meu nu stă așa cum ar trebui să stea, pun două agrafe și gata, am rezolvat orice problemă. Avem și un pieptăn, așa arată, simplu, negru, mic și plin de praf. Nu știu de ce e plin de praf, s-ar putea să trebuiască să mai spăl și eu această geantă, să o curăț. Niște șosete pentru Mira, pentru că uite și acum plouă afară și mereu se udă la picioare, așa că e bine să fiu pregătită. Sunt niște șosete cu inimioare, tare simpatice. Mereu am șosete pentru Mira în geantă. M-am învățat minte să am pățit-o să plecăm și să se udă la picioare, să nu am cu ce să o schimb, să stai așa, să răcească și acum mami e pregătită. Șosete și o pereche extra de încălțăminte să fie undeva în mașină. Orice ar fi, să fim pregătite. Dar ce e asta? Asta e un sac gol care e de la ceva pentru cameră și a rămas în geanta mea. Ok, mergem mai departe. Asta este o mini pensulă pentru machiaj de la Lancome. Nu știu ce caută la mine în geantă, este nefolosită. S-ar putea să fie de la un set, de la setul ăla de călătorie, că vi l-am mai arătat eu, în care am și pudră, am și câteva farduri pentru ochi. Ce mai am acolo? Un ruj, era și un mini rimel pe care l-am folosit și l-am terminat, că mi-a plăcut super mult. Ia să mai vedem, o cutie de la o baterie, bateria nu știu pe unde e, dar cutia este aici, ok. Și astea sunt foliile mele preferate, le am din Japonia, uite, nu știu să vă spun dacă există și în România, dar sunt foarte folositoare dacă aveți tenul uleios. Stați să scot una de aici, să vă explic exact ce face. Așa se prezintă și absorbe uleiul de pe față. De exemplu, eu pun așa și tapotez. Și imediat vă arăt. Bine că acum se pare că pielea mea nu este foarte uleioasă și nu are ce să absorbă.
și nu strică nici machiajul, din contră, machiajul tău rămâne intact. Și uitați, astea sunt urmele de ulei de pe față. Știu că nu e ceva foarte plăcut să vezi, dar așa ții tenul cât mai mat și scapi de această problemă. Eu chiar am avut mari probleme cu tenul, mai ales în sezonul cald, pentru că în zona T tenul meu este mai uleios, am un ten mixt și am încercat să pun mai multă pudră în zona respectivă. Orice făceam nu m-a ajutat, până când am descoperit aceste folii care mi-au salvat viața, doar că uneori mai uit eu să le folosesc, dar atunci când le folosesc, efectiv îți reîmprospătează tenul și scapi de uleiul de pe față. Sunt cele mai folositoare chestii pe care eu le-am descoperit în Japonia. Și trecem mai departe, acum trecem la buzunarele astea laterale. Hai să vedem ce avem aici. Niște dropsuri mentolate din Japonia, care nu știu de cât timp sunt aici, dar încă mai am ceva în interior. Așa sună. Și sunt expirate? Nu sunt expirate. Mai avem o lună la dispoziție. Stai să nu le pun înapoi, ca să nu mă încurc în ele. Ce credeți că am aici? Ia să vedem, ghiciți sau nu ghiciți. Aici îmi țin eu cheia, pentru că urăsc să-mi pierd cheia prin geantă. Dacă o arunc pur și simplu așa în geantă, niciodată nu o găsesc. Și uitați cât de simplu. Le-am prins aici și o folosesc, chiar apoi o pun la loc. Un alt pouch foarte folositor, mai ales pentru noi femeile, nu? Că tot timpul avem 1000 de chestii în geantă și atunci când avem nevoie de cheie, niciodată nu o găsim. Așa, fiind un recipient ceva mai mare, nu ai cum să o mai pierzi. Pur și simplu bagi mâna în geantă și simți la un moment dat acest pouch și gata, e mai ușor de găsit. Ce mai avem aici? Ce mai avem aici? Niște monede. Niște monede și niște pastile. Niște monede yen japonezi. 500-1200 de yen. Am cam 50 de lei. Asta înseamnă 50 de lei în banii noștri. Lăsăm aici pentru că ne întoarcem în Japonia. Am și niște pastile. Ia Taiga, uite-te pentru ce sunt pastilele astea, că scrie în japoneză. Cred că sunt pastilele pentru durere în gât și inflamație. Nu știu de când sunt aici, dar sunt niște pastile. Probabil că am avut eu nevoie de ele la un moment dat și au rămas aici. Am și un spray pentru gură, tot din Japonia e. Îl țin în geantă pentru că nu se știe când ai nevoie de el, mai ales după ce mănânci, e bun. Se mai întâmplă să mănânc ceva cu ceapă și să zic, vai, am nevoie să mă simt nevoia să mă spăl pe dinți și atunci acest spray pentru gură te ajută. Am și o vaselină pentru buze, pentru buzele uscate, din nou un produs care nu îmi lipsește în sezonul rece, așa cum am probleme cu mâinile, am probleme și cu buzele, pentru că îmi crapă și sunt uscate și sunt inestetice și vaselina asta e tare, tare faină. Există vaselină și pentru corp, asta este opțiunea pentru buze. Așa se prezintă, e pur și simplu vaselină cu o tentă de roz, cred că de aceea și spune că e pentru buze și nu e universală. De obicei, vaselina universală o poți folosi și pentru mâini, și pentru corp, și pentru față, și pentru buze, pentru orice. Ok, pașaportul meu nou! Chiar dacă noi călătorim prin România, chiar și atunci îmi iau pașaportul cu mine și pașaportul nu prea îmi lipsește din geantă. De multe ori Taiga este cel care ține toate pașapoartele, dar se mai întâmplă să fie în geanta mea, mai ales acum că mi-am schimbat pașaportul și am pașaportul ăsta mega drăguț. Am zis că vreau să-l țin mereu cu mine. Ce mai avem aici? Un microfon pentru telefon. Pentru că nu se știe când rămâi fără baterie la cameră și vrei să mai filmezi câte ceva și atunci microfonul ăsta pentru telefon îți vine în ajutor. Pentru că de multe ori microfonul telefonului nu e chiar atât de bun. Eu vă spun din experiență că la început, când am început YouTube-ul, filmam doar cu telefonul și mă deranja sunetul de la telefon. Și cu un microfon de genul rezolvi orice problemă. Asta este pentru curățarea ochelarilor sau pentru curățarea obiectivului. Că ați văzut că eu mereu am obiectivul murdar. Tot timpul zic, ia stați puțin că am obiectivul murdar, ia stați puțin că am aici o pată. Cu asta șterg acele pete.
Să vedem ce mai avem aici. Nu, n-am făcut bine, m-am încurcat în ele. Niște elastice pentru păr aruncate acolo într-un buzunar mic. Mi-am luat un set de vreo 40 de elastice de astea. Sunt niște elastice mai mici pentru că acum nu am părul lung și sunt bune și pentru mine și pentru Mira. Le punem aici. Am două la număr, că în ultima perioadă Mira mă pune să-i fac două codițe și știu că am două elastice aici în această geantă. Ce credeți? Nu mai avem foarte multe lucruri. Pam, pam, pam. Trecem la un alt buzunar mare. Uitați că aici am două buzunare plus două buzunare pentru pic stilou în care nu țin nimic pentru că sunt un pic mult prea adânci pentru pixurile și stilourile mele. Și asta este un alt buzunar care se desface. Și aici avem, să vedem ce avem, un alt ruj, este rujul pe care îl port acum pe buze, un ruj mat de la Maybelline New York și este un ruj cu o tentă de roz, ia să vedem cum se numește, Inspirer, nu cred că se pronunță așa, dar vă pun eu aici pe ecran. L-am luat din Japonia, dar sigur îl găsiți și aici, am și ochelarii mei de soare, ochelari de soare pe care i-am de vreo 2 ani, dar în continuare sunt ochelarii mei de soare preferați. Singura problemă e că alunecă. Ei sunt foarte, foarte mari, sunt așa badass când îi port. Dar ia uitați, dacă îmi țin capul în jos, bum, alunecă, sunt destul de enervanți. Am încercat să mă interesc șurubul de aici, dar nu m-a ajutat prea mult, adică a rezolvat problema pentru 10 minute și după aceea iar s-a slăbit șurubul și iar a început să alunece. S-ar putea totuși să am eu fața mult prea mică pentru ei și de aceea să alunece non-stop, dar chiar și așa îi port, cu toate că sunt tot timpul cu mâna pe ochelari, să-i ridic, dar îmi plac mult de tot, chiar îmi plac mult și sunt singurii ochelari mega oversize pe care i-am găsit. Am tot căutat modelul ăsta și țin minte că i-am luat din Franța și am alergat după ei pentru că am fost inițial la un magazin. Eu îi văzusem pe social media, ca de obicei, că ea tot ce vede pe social media notează și după aceea caută și ea. Și la acel magazin nu aveau modelul ăsta disponibil, era sold out și i-am pus să caute un alt magazin din Paris unde îi găsesc. Au găsit la un magazin la Mama Naibii, era aproape de închidere, noi am alergat să ajungem acolo și într-un final am ajuns la limită, mai era un pic și închidea magazinul, i-am probat și am zis ok, da, îi vreau. Pe moment nu am simțit această problemă, cum că mi-ar aluneca de pe nas și de fel nu cumpăr nimic fără să nu probez, mai ales ochelari de soare, eu nu pot să-mi cumpăr ochelari de soare online. Trebuie să ajung să-i probez, să văd eu că îmi plac și după aceea îi și pun în coș. Sunt și anumite modele care știu că îmi vin bine, cum ar fi, știu că ochelarii Aviator îmi vin bine, dar vreau o mărime mai medie spre oversize. De obicei când îmi iau ochelari Aviator, îmi iau de la bărbați. Mie îmi plac ochelarii cât mai mari, cu toate că sunt persoane care spun că acești ochelari nu se potrivesc tipului meu de față, dar ăștia sunt ochelarii care mie îmi plac. Și uite, pixul e aici, aruncat pe undeva, este pixul lui Taiga, de fapt a fost pixul lui Taiga, pentru că acum este pixul meu, el nu l-a folosit, este un pix de la Carandaș și am zis ok Taiga, știi, dacă tu nu-l folosești, atunci o să-l iau eu. Îmi place că scrie, ia stai, așa că vă și arăt aici, o să scriem la sfârșitul cărții, o să scriu ea, așa. Am scris cam prost, dar să vă faceți o idee. Nu-mi plac pixurile care scriu foarte subțire. Trebuie să scrie mai gros și să alunece așa foarte fin. Ăla e pixul perfect pentru mine. Și ăsta, da, este pixul perfect pentru mine. Este negru. Mie îmi place să scriu cu negru. Dacă mă pui să aleg între negru și albastru, prefer negru. Doar că atunci când scriu cu stiloul, îmi place să folosesc cerneală albastră. Hai să vedem ce mai avem noi aici. Un set de croitorie ca să ai pe drum, ață, ac de siguranță, nasturi. Ia uitați, ace, tot ce trebuie, pentru că nu se știe când zboară un asture sau când ți se rupe ceva, poate ți se rup pantalonii între picioare și trebuie neapărat să rezolvi acea problemă. Și asta cu ruptul pantalonilor între picioare, vă spun de la Sergiu, că el a pățit-o, era cu mine, ne-am urcat în Uber și bum! Au plesnit pantalonii dintr-o dată și nu erau foarte fixi. Și avem și o mini forfecuță, la fel, pentru acest set. E bine să ai ceva de genul în geanta ta mereu atunci când călătorești. Noi nu plecăm fără setul ăsta.
mai bine să-l avem cu noi decât să ne pară rău. Ăștia sunt niște ochelari de-ai Mirei, pentru că de multe ori spune: mami, soarele mult prea puternic, ai luat ochelarii mei de soare? Și ei zic: da, mami, mami e mereu pregătită, uite, avem ochelarii de soare aici. Și un cablu, da? De obicei, taiga este cel care cară cabluri, încărcătoare, obiective și alte nebunii. Ăsta nu știu cum a ajuns aici în geanta mea. Astea sunt căștile mele pe care le-am tot folosit atunci când aveam școala online. Acum nu mai am nevoie de ele, dar le am aici în continuare. Sper să nu încep școala din nou online, să pot să merg la clasă, dar rămâne de văzut ce o să mai fie. Și ultimele două buzunare sunt aceste două buzunare de aici din față. V-am zis că e o geantă cu multe buzunare. Ok, în buzunarul ăsta am dezinfectant, șervețele tot așa dezinfectante și o mască de rezervă pe care am pus-o în această husă cu Doraemon. Este o husă specială pentru măști. Aici pui măștile curate, eu am masca mea curată și în față pui măștile folosite, măști pe care trebuie să le speli, să le cureți, astea dacă sunt reutilizabile. Dacă nu, le pui aici până când ajungi la primul coș și atunci le arunci. Atât în buzunarul ăsta și să vedem în celălalt buzunar dacă mai avem ceva. Nu, ăsta pare a fi un buzunar gol, am doar așa o husă, o carcasă pentru carduri externe, dar n-am mai folosit-o pentru că am acel pouch pe care l-am făcut pentru asta și mă mai uit odată să fiu sigură că nu am ratat nimic. Mai am niște hârtii, dacă vreți să vedeți și hârtiile, vă arăt și hârtiile. Stai să ajung la ele. Asta, un bon din Japonia, 22.000 de ieni, ce am cumpărat atât de scump, nu știu. Ok, asta e o hârtie de la Mira, este de fapt un sticker cu ceva personaje din desene și o parte din jucăria Mirei, nu știu exact de la ce e, este un coș, pare a fi un coș, nu-i așa? Da. A, de la o bicicletă, ia uite că Mira știe mai bine decât mine. Astea, mami, sunt ale tale, ia, pune-le acolo la tine. Și vreau și sunglasses. Și vrei și ochelarii de soare? Dar nu-i pierzi, nu? Stai puțin, că nu știu unde i-am pus, i-am pierdut eu acum. Unde sunt ochelarii de soare? Aici sunt, mami, ia, pune-i acolo la tine. Și atunci când călătorim, geanta mea de zi cu zi e aproape goală. Hai să vă și arăt repede ce am aici. Am așa, portofelul în care țin bani, hârtii, carduri și alte nebunii. Nu prea mai am cash, ăștia sunt toți banii mei acum. Da, cât mai am? 60 de lei, 62 de lei. Trebuie să merg să mai scot niște bani, că e bine să ai și cash la tine. Sunt anumite magazine în care nu poți plăti cu cardul. În Japonia mai ales pățim asta destul de des. Și asta este portofelul meu pe care cred că l-ați mai văzut. Îl am, nu mai știu de unde l-am, cred că de la mama lui Taiga. Și îl iubesc, îl ador, îl folosesc absolut mereu. Pentru banii japonezi e perfect. Pentru banii din România e un pic cam mic. Mereu am banii șifonați. Acum nu am foarte mulți bani în portofel, dar atunci când se întâmplă să am ceva mai mulți bani, e bine, sunt mult prea lați pentru acest portofel și or să iasă ceva de genul și când închid, îndoi și banii. Cam asta se întâmplă, dar nu e o problemă, că nu-i rup. Asta este bine. Ce mai am aici? Am pașaportul vechi pe care trebuie să-l pun eu în cutia de amintiri. Am și buletinul, care nu știu de ce nu este în portofel, pentru că de fel buletinul stă mereu în portofel. Nu vă arăt cum am ieșit în buletin, mai bine nu. Mergem mai departe. Ce mai avem? Niște hârtii, pentru că nu se poate fără hârtii. Tot timpul îmi țin hârtiile în geantă și de fel le arunc atunci când ajung acasă. Mai am niște șervețele umede și aici. De când a apărut Mira în viața noastră, nu îmi mai lipsesc șervețelele umede din geantă. Hai să punem în celălalt compartiment. Mai am și ștampila firmei mele. Eu o țin aici pentru că nu se știe când am nevoie de ea. Chiar nu știu de ce o țin aici. Un alt pix, care nici nu cred că mai merge, dar este aici, pentru că e bine să ai un pix în geantă. Avem și un euro. Da, aruncat așa, prin geantă. Ok, ce mai avem noi aici? Stați puțin. O brățară. Asta e o brățară pe care am luat-o din Grecia și am rupt-o. Și probabil am pus-o aici, în geantă, cu gândul de a o repara, dar am uitat de ea, chiar uitasem de existența ei. Ia, iubitule, țin-o tu, poate mi-o repar și mie.
și mai multe hârtii. Astea sunt niște hârtii de la bancă, sunt niște hârtii importante, tocmai de aceea le-am pus în compartimentul din mijloc. Să știu eu să le pun în dosar când ajung acasă. Ok, mai multe monede. Ia uitați, de data asta 10 bani și 5 bani, multe, multe. Opa, le-am dat pe jos. Cam azi. Nu vă mai arăt, sunt doar niște monede. Și aici, ăsta este compartimentul în care mereu îmi țin telefonul, pentru că îl folosesc și l-am aruncat aici. Nu trebuie să mai ridic capacul genții. Atât de simplu. Iar telefonul meu are această husă minunată de la Kate Spade. Este o husă pe care am cumpărat-o împreună de la Outlet din Japonia și acum nu prea se mai potrivește cu vremea de afară. Cred că ar trebui să-mi iau o altă husă. De fapt, cred că o să-l rog pe Taiga să-mi aducă o husă din Japonia, pentru că acolo găsești mult, mult mai multe. Aș vrea ceva cu animal print. Uite, mi-a picat fisa acum. De fel, găsești mai multe huse pentru telefoanele mici de la iPhone, dacă pot să le zic așa, nu pentru Max. Pentru Max ai ceva mai puține opțiuni, dar m-am bucurat tare mult când am găsit-o pe asta și a zis că e un desen făcut de Mira. Ia uitați cât de faină e, cu mare, te duce cu gândul la plajă și la mare și la Grecia și anul ăsta n-am ajuns la mare și la soare și la plajă și mă oftic un pic, dar la anul am zis că o să mergem de două ori la mare, sperăm să mergem de două ori la mare, vedem ce o să mai fie până atunci, o să mergem o săptămână cu părinții mei, clar, la anul trebuie să ajungem o săptămână cu părinții mei și vorbeam cu verișoara mea, poate ne strângem și mergem o serie și cu ei. Vedem ce o să mai fie, dar la anul vreau să fiu mai mult la mare, la vară. La vară o să stau doar la mare, o să mă mut acolo, dacă se poate. Și gata, cam atât am eu în geantă atunci când călătoresc. Și stați să vă mai arăt ceva tare la această geantă. Am aici acest fermoar. Dacă vreau să am o geantă mai mare, bum! Dintr-o dată am o geantă mai mare. De obicei eu nu am nevoie să desfac fermoarul, cel puțin pentru călătoriile cu mașina, dar atunci când plecăm pe undeva cu avionul, geanta asta e mult mai plină, am mult mai multe lucruri la mine. Uite, poate o să vă arăt data viitoare când plecăm din România cu avionul, o să vă arăt și ce se află în geanta mea atunci când călătoresc cu avionul. Asta putem spune că este varianta pentru atunci când călătoresc cu mașina. Și gata, noi o luăm din loc, noi ne revedem data viitoare cu un nou vlog. Bineînțeles, nu uitați de like, subscribe și un follow pe Instagram, știți voi cum zic eu de fiecare dată la sfârșitul fiecărui vlog. V-am pupăcit, să aveți o săptămână minunată! Pa!